Domnule Coșa, la 30 de ani de la debutul privatizării în masă, cum vi se pare acest fenomen și acest set de acțiuni? Încă necunoscut. Atunci când am început să lucrăm pe această temă, imediat după 90, atmosfera era total diferită. Adică noi lucram atunci sub imperiul unor sfaturi, între ghilimele, a unui economist care habar n-avea despre ce e vorba. Cine? Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs n-avea nicio experiență în legătură cu ceea ce numim tranziția, lucrase prin America de Sud. Și el propunea vreo cinci elemente care trebuiau rezolvate neapărat și care erau piață liberă, valută, sfârșit și privatizarea. România era una dintre țările cele mai înapoiate din punct de vedere al procesului, pentru că România era țara care nu avusese la data trecerii, la noua orânduire, să zic, un sector privat importat, aproape deloc. Și mai aveam încă ceva. Acum, am spus că de mai multe ori, eu nu sunt omul care să ascund anumite lucruri, am avut o perioadă foarte complicată în relația cu președintele Iliescu, care nu era partizanul schimbărilor, în legătură cu domnul Bârlădeanu, un om care avusese niște idei revoluționare prin 1960 în legătură cu socialism. Acum era într-o perioadă în care trecerea la o nouă formă de organizare, nu-i spun nici tranziție, nu-i formă de organizare a economiei, domnii lor credeau că trebuie schimbați managerii, mai bine pregătiți și lucrurile să meargă bine în continuare. Altceva nu trebuia făcut. Bârlădeanu fiind atunci președintele Senatului. Președintele Senatului și un om care avea o foarte mare influență asupra domnului Iliescu din punct de vedere gândire economice. Era un economist bun, însă format în... normal, format în viziunea planificată a economiei, dar care avusese atunci, în perioada în care era primăvara pragheză, avusese niște idei pentru revoluționarea economiei, dar care n-au mers. Unele lucruri acum mi se par infantile, dar atunci erau importante. Spre exemplu, domnia sa vrea ca să nu mai existe în nomenclatura economică românească așa numitele întreprinderi cu pierderi planificate. Aveam întreprinderi cu pierderi planificate. Deci, de la început, plecau o pierdere. De ce? Pentru că în doctrina comunistă de atunci, anumite bunuri trebuiau produse în țară ca să nu ai dependență față de capitalism. Cam toate vreau să le produc în țară. Da? Și atunci, o anumită perioadă, se spunea, poate să cu pierderi planificate. Mai avea niște idei foarte bune la data aceea în legătură cu impozitul pe circulația mărfurilor care a desprins TVA. În sfârșit vrea să facă altceva, dar n-a mers. Dar în momentul în care a putut să facă, a revenit la niște forme de socialism cu față umană. Deci erau două presiuni mari atunci. Era presiunea aceasta că România este cea mai din urmă țară cu privatizarea, pe doctrina Jeffrey Sachs. Deci Jeffrey Sachs, pe de-o parte... Pe de-o parte era Jeffrey Sachs cu ideea, pe de-o parte era o anumită reticență, o spune chiar foarte importantă din partea conducerii de atunci, dar nu în totalitatea ei. Erau câțiva conducători care aveau o idee foarte inovatoare pentru aceea. Totul discutăm în contextul de atunci, 1990, când nimeni nu prea știa exact ce trebuie să fie făcut. Erau doi politicieni care vreau neapărat să mergem înainte. Era Adrian Năstase și Olivier German. Ei au fost cei care au împins lucrurile, mai era Eugen Dismărescu, care de asemenea era foarte în direcția asta, iar dintre cei care erau, să zicem, în guvern, era Florin Georgescu, cu idei foarte, 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 a spus eu, foarte corecte la acea dată. Cam atât, pentru că am avut un sprijin important din partea lui Mugur Isărescu la Banca Națională, dar nu s-a implicat direct în procesul ăsta, era mai mult legat de acordurile cu FMI și cu Banca Mondială. Deci, privatizarea în România a început cu niște idei foarte năstruznice, pe care unii le aplaudau, de exemplu MEBO. Asta însemna că să privatizeze cu cei care lucrau în întreprindere, era un fel de model care azi în literatura economică se numește modelul LIP. Modelul LIP este modelul fabricii de ceasuri de la Besançon, LIP, care atunci când a intrat în faliment imediat după război, au preluat-o muncitorii și au pus-o părat. Deci asta era o idee. Mai era o idee a unui economist foarte bun, dar foarte, foarte greu de scos din niște idei, Constantin Cojocaru.
Cotodinicoșa, care a avut un rol foarte important și țin să-i subliniez rolul și memoria. Însă el era pe o altă linie, adică dacă proprietatea întregului popor, cum spunea comunismul, hai să o dăm întregului popor, bucată cu bucată. Cum s-a ajuns la cupoane, domnule Coșe? Asta a fost o chestiune care în România a avut un rol foarte important, pentru că România era singura țară, poate Bulgaria mai avea ceva, care avea niciun fel de idee și educație în legătură cu ceea ce înseamnă piața de capital. Și atunci, cu ce m-am ocupat eu, în guvern n-a fost privatizare, m-am ocupat de piața de capital. Aici au fost niște discuții cu niște participanți destul de cunoscuți, care aveau fel de fel de idei, spre exemplu, era Adrian Severin, era Mișu Negrițoiu, erau cei de la Exim Bank, care până la urmă s-a decis, și aici un rol important a avut academicianul Postolache, să mergem pe ideea pe care o avuseseră polonezii mai înainte, și anume să facem cupoane. Cupoane însemna o anumită împărțeală, între ghilimele, că nu era chiar împărțeală, a proprietății la o anumită parte a populației, adică populația peste 18 ani. Ele trebuiau să fie valorificate prin niște centre și ele trebuiau să aducă mai târziu beneficii în funcție de cum mergeau societățile. N-a fost o idee care a pus să fie înțeleasă de toată lumea. Unii au bagatelizat-o, au apărut termeni ca cuponiada, pentru că era... Dar în timpul lui Ceaușescu erau niște țărbări artistice care se terminau în ADA, dar această idee a dus la formarea pieței de capital în mod incontestabil, pentru că au apărut acțiunile. A fost o perioadă de câțiva ani în care s-a rulat și a început acțiunile să existe pe bursă și să meargă, însă a fost blocat procesul pentru că au apărut niște situații pe care cei care lucrasem în acest domeniu nu le știam. Nu eram politicieni, nu eram niște oameni care lucrau în sistem ca tehnicieni. Nu știam de fapt ce se întâmplă cu băncile în România. Nu știam cât de tentante erau pentru unii ca să le preia cu totul. Deci acest proces trebuia, această cuponiadă, această trecere la acțiuni trebuia să se încheie, era necesar să aibă două bănci care să ruleze. S-a pus accentul pe Banca Agricolă și pe Exim Bank. Banca Agricolă aproape a dat faliment înainte de a fi cumpărată. În aprilie 1995, această propunere care am făcut-o din partea Consiliului pentru Reformă a fost blocată chiar de Partidul de Guvernământ. În Parlament a fost blocată, a fost chiar condamnată astfel de... Cum adică să te atingi de aceste două bănci, care după aia au fost devalizate, știți foarte bine cum. Deci procesul a rămas așa într-o parte. S-a mai încercat să se facă ceva, să mai corectăm cu Razdacu. Și aici s-a putut că s-a putut. Însă, intrarea în acțiune a acestui sistem s-a făcut mult mai târziu, pentru că după 1996, privatizarea s-a făcut pe timpul guvernării de atunci sub formă de vânzare. 70% FPS, 30% exact, da. Deci ideea pe care o avusesem ca această privatizare să se facă pe bursă, am avut consultanță poloneză, japoneză, americană, lucrurile erau cunoscute, se putea face. Au fost pregătiți anumiți tineri pentru așa ceva, în mod special, cum era domnul Farmachie, spre exemplu, dar procesul a fost blocat pe timpul guvernării domnului Ciorbea, pentru că au început să se facă privatizări într-o formă pe care cei care eram în afara sistemului nici n-am înțeles sau nici n-am cunoscut-o, nu știm ce s-a întâmplat. Depozitarul central aici, 18,75 milioane de acționari inițial. Acum mai sunt peste 8,3 milioane de acționari rezultați din procesul de privatizare noastră, care habar nu au acțiuni și nu-și valorifică drepturile. Cum vi se pare situația asta din 2021 și 2027? Tocmai asta vreau să vă spun și cred că am și început ca să vă spun. A trebuit mulți ani ca să se conducă undeva, iar prin eliminarea unor
elemente de substanță care trebuiau să ducă la transformarea României într-o țară cu o piață de capital activă, ne-am întors într-o formă în care privatizarea a fost foarte mult, după 97-98 mai ales, guvernată politic. Au început să apară niște, am să folosesc un termen la modă, niște oligarhi români, niște mini-oligarhi români, care aveau niște bani după undeva, nici acum nu știm exact după unde, după niște valize care au rămas fără stăpân, care aveau informația și care aveau și susținere, pentru că mulți oameni din sistemul dinainte intraseră în instituțiile statului în funcții foarte importante și mai ales în bănci. Și atunci procesul a început să fie transformat într-un fel de continuare a activității la limite minime. Minime. Bursa a funcționat minim, ea a avut niște momente mai bune, nici acum, după părerea mea, nu este un mare succes, dar privatizările care s-au făcut după această dată au fost ghidate de două elemente centrale. În primul rând, de o listă care se făcea în cabinetul domnului Olivier German, împreună cu domnul Dima, care era la FPS, și cu un reprezentant al SRI-ului, câteodată era domnul Măgureanu, câteodată altcineva, care din lista de societăți spuneau care sunt strategice și care nu. Termenul era foarte general. Ce înseamnă strategic? De exemplu, a fost o discuție foarte importantă în legătură cu faptul dacă uzina de frigidere de la Găiești e strategică sau nu. Pentru că erau niște interese. Ce aș vrea să spun, domnul Măgureanu să decide ce societate trebuie privatizată? Da, era o discuție care avea loc în fiecare luni dimineață la cabinetul domnului German. Atunci domnul German avea cabinetul în sediul actualului ministru de interne. Din partea Consiliului pentru Reformă participa numai doamna Hildegard Puvac. Eu n-am fost niciodată chemat la discuțiile astea. Și să facea lista cu ce să privatizează. Asta nu înseamnă că să și privatizau, era doar o idee. Dura foarte mult. După asta... Îmi amintesc, de exemplu, atunci se aminează în perioada respectivă. ARO era considerată întreprindere strategică până a ajuns să o ia Virgil Măgureanu. Da. Da. Astea sunt niște lucruri care trebuie spuse până la urmă, pentru că, vedeți, există niște personaje în tranziția asta românească care au avut un rol foarte important în procesele economice, fără să fie, de fapt, nici economiști, nici incluși, dar aveau o forță politică, o forță de susținere din partea unor instituții ale statului care aveau un rol important atunci. Erau niște lucruri care au fost spuse și aici meritul este al domnului prim-ministru Văcăroiu, care de multe ori a insistat să se schimbe lucrurile, dar cel puțin din câte am văzut nu s-au schimbat. Spre exemplu, SRI-ul trebuia să informeze săptămânal ce se întâmplă cu privatizarea. Ori la guvern veneau niște informări de-astea de aprobat, n-aprobat, în sfârșit nimic serios, pentru că probabil nu eram considerați oameni care să știe exact ce se întâmplă. S-au încurcați dacă... Da. Da. Fapt este că a fost o muncă extraordinară și eu trebuie ca să spun aici că tot activul ăsta de funcționari până la urmă din ministere care au lucrat pentru crearea pieței de capital trebuie să fie felicitați. A mai fost un domn care a avut merite excepționale, domnul Zelencu, care a muncit foarte mult. Însă vedeți, toate aceste persoane care au muncit și au pus atunci umărul ca să ajungem undeva, în ciclul următor politic n-a mai apărut. Au fost respinși toți. N-a mai apărut nimeni din ei. N-au devenit nici miniștri, nici deputați, nici nimic. Deci pe privatizări se făceau liste săptămânalice și nu. Iar pe partea de sigur, ajunsem în situația care 30% din economie să ajungă în mâna cui, domnule Boșa? Cine conducea sigurile atunci, cine le conducea acum după 30 de ani? Sifurile atunci erau conduse de niște persoane care apăreau din spuma mării, cum să zice, nu știe cine sunt, dar care aveau foarte mare priză și care aveau intrare liberă peste tot, nu la nivelul guvernului, ci la nivelul președinției și a parlamentului. 30% din economie. Da. Da. Foarte, foarte rar existau informații corecte în legătură cu ce se întâmplă pe la sifuri.
foarte rar erau discuții directe cu guvernul la nivelul SIF-urilor. Probabil că existau niște informări la nivelul primului ministru, care era foarte interesat ca să se respecte o anumită, asta trebuie spus, doamne, în legătură cu domnul Văcăroiu. Domnul Văcăroiu a fost un prim-ministru extrem de cinstit. Domnia sa vedea economia într-o anumită viziune, nu e de condamnat, dar care niciodată nu a acceptat să existe niște lucruri care să fie, să zicem, de natură penală sau imorală. Dar sunt convins că multe nu le știa. Nu se știau. Nici măcar nu erau determinate la nivelul guvernului și la nivelul PSD-ului de atunci și a SRI-ului. SRI-ul a avut un rol foarte important în tot procesul ăsta, pentru că era această personalitate puternică a domnului Măgureanu, care intervenea peste tot. Era un om cu personalitate puternică, era practic peste tot. Adică pe sistemul gazului, unde găsea un loc liber, îl ocupa, așa face gaz. Dar când s-a intrat într-o perioadă în care a trebuit să se facă o anumită viziune asupra procesului, și asta mă refer la perioada în care Mugur Isărescu a devenit prim-ministru, s-a văzut că existau două hibe importante în proces, și anume pierdeam capital românesc, mai ales în sectorul bancar, începând să fie foarte activă această, foarte vizibilă această pierdere. Pe de altă parte, exista o lipsă totală de atenție a celor care se ocupau cu privatizarea la SIF-uri sau în altă parte, în legătură cu bonitatea celor care vreau să privatizeze. Vreau niște indivizi, cum a fost cazuarul pe care l-ați... Un individ oarecare care zicea că face nu știu ce face, până la urmă n-a făcut nimic. Erau niște nimeni, de fapt. Nu erau... Probabil că ei aveau o anumită, știu eu, susținere politică sau pur și simplu aveau o susținere de grup. Erau niște grupuri care profitau de pe urma unor elemente care trebuiau să fie puse la cale. A doua hibă care a apărut a fost aceea că n-am avut o politică corectă în legătură cu atragerea capitalului străin. Capitalul străin trebuia să vină în România și s-a făcut atunci, s-au făcut documente la Consiliul pentru Reformă pe baza unor priorități pe care le doream noi. De exemplu, aceste priorități la data aceea erau, mi-aduc aminte, pe două domenii importante. Industria de utilaj pentru agricultură, doream să avem investiții în această ramură pentru că agricultura, în concepția noastră de atunci, a mea și acum, este unul dintre principalele aturi ale României și trebuia să menținem industria de tractoare, combine, dar să o modernizăm cu capital străin. Și a doua era vechea și clasica problemă, infrastructura. Chiar dacă a existat toate de preocupare în acea perioadă, după aia n-a mai existat, pentru că a fost perioada aceea tulbure cu Convenția Democratică, în care politic lucrurile nu s-aranjau deloc. După aia au venit niște guvernări care pot să fie lăudate pentru ritmul de creștere pe care le-au avut, dar care nu au avansat deloc din punct de vedere al schimbării structurii economiei românești. Și azi, după părerea mea, ca urmare a faptului că n-am știut să punem niște criterii de prioritate capitalului străin, avem o economie rămasă nouă, economie manufacturieră, energo-intensivă, care nu face față deosebită fiind de ceea ce s-a întâmplat în Polonia, unde atracția de capital a fost pe ramuri și domenii pe care guvernul, printr-o strategie, le determinase. Ajungând aici, trebuie ca să spunem că nici n-am avut strategie și nici n-aveam. Vreau să mai întreb un lucru. Era atunci milionul și cuponul. 25.000 de lei era pe cupoane, 975.000 de lei pe certificate de privatizare. 95-96. 1 milion de lei vechi, 100 de lei acum. În opinia dumneavoastră, dacă cei care au pus banii la SIF-uri în economie ar fi administrat corect, cât ar fi trebuit să valoreze 100 de lei din 1995 acum în 2022? S-a făcut un calcul, să vă mire. S-a făcut un calcul cu informațiile care le aveam la acea dată. Uh-huh. Și trebuia să fie de 5 ori mai mare la nivelul anului 2000. Deci în anul 2000 trebuia să fie deja, da, de 5 ori mai mare. După asta nu s-a mai făcut niciun fel. Am făcut și noi, am făcut un studiu Asociației Investitorilor din SIFOR, care au spus calculul rezultă așa.
100 de lei din 1995 valorau în 2020 820 de lei, ajustat la inflație, 3300 inflația în această perioadă, 24 de lei. 100 de lei s-au transformat în 24 de lei. Cum vi se pare? Asta sunt lucruri care nu mai țin de procesul de privatizare, țin de felul cum, da, cum a evoluat economia. Scăderile valorilor nominale sunt la ordinea zilei cam în toate țările după 2013-2014. Așa încât asta nu e o chestiune care să putem să o judecăm. Oricum, atunci calculul care l-am făcut nu era legat de niciun fel de incident major. Lucrurile ar fi mers cum trebuia, se valorifica capitalul pe direcțiile astea de investiții și de export. Elementele care atunci le-am pus în discuția comisiilor parlamentare au fost, în primul rând, promovarea exportului. Pentru că se sesizasem încă de pe atunci că marea problemă a României în viitorii ani s-a dovedit este deficitul balanței comerciale. Comisia pentru Comercial, după atâta timp, încă 7 milioane de acționari figurează ca și când nu și-au valorificat niciodată acele acțiuni. Unii sunt decedați de mult, urmașilor nu știu de ele, nu încasează dividende, dacă nu le încasează la timp, după 3 ani, nu se întorc la societățile respective. Cum a fost continuat procesul de privatizare? N-a fost continuat. Deloc. N-a fost continuat, nu. S-a considerat că s-a ajuns la un punct la care privatizarea mergea pe sistemul guvernării Ciorbe, adică negociere și vânzare. Dar aici, mă rog, a mai fost o problemă care a avut o reacție din partea unor reprezentanți ai societății, nu erau ONG-uri atunci, atât de vehementă în legătură cu formarea pieței de capital, încât nu a existat niciun fel de educație a populației. S-a mizat de asta? Eu cred că da. Eu cred că da, pentru că am obținut cu foarte mare greutate niște fonduri, cu foarte mare greutate, ca să fac un spot la televiziune. Care s-a făcut? S-a făcut o societate a unui domn Burcea. Cred că e domnul Burcea, care îl știm și acum. Era bazat pe o idee de sport, plecau toți de pe o linie, ăla care n-avea pantofi era mai ieftin și ca să arate exact. El n-a apărut, n-a fost aprobat de conducerea partidului. Am reușit în câteva rânduri să merg la televiziune, să fac la tablă explicația procesului. Nu știu câte oameni se uitau atunci la televiziune, dar oricum totul a fost prezentat în absolut toată presa ca fiind un lucru abominabil, adică ce se întâmplă, e rău, e oameni importanți, ca Ionuț Popescu sau alții, ieșeau și spuneau, e o măgărie, nu se poate, e o furt. Deci am dorit ca lumea să fie informată. Probabil că da, pentru că din contră, nu că nu ne informată, să nu creadă în acest proces, să nu aibă încredere. Mi-aduc aminte, urmărind imaginele de arhivă și dacă aveți timp, vă arăt un pic acum, chiar cu dumneavoastră din 1996, la TVR. Introducerea noului metode de simplificare s-a putea cifra să crească pentru că s-a alunat foarte multe companii, dar nu a primit certificatele acelea de programare. Lumea sau anumită parte a presii, sau anumită parte a partidelor politice, privește privatizarea cu un fel de întreprinderea planului la mine, știți, 100% sau peste 100% la subscrierea trebuie să ajungă la un procent la care poate să funcționeze piața de capital. Adică e nevoie de un număr de acțiuni care să pasă de clasă de piață. Acest număr de acțiuni, după calculele noastre și a experților care ne asistă din străinătate, ar fi 60% de până de la societăți. Deci nu am depășit această cifră. Și cum vi se pare aceste imagini, domnule Roșaciu? S-a depășit cifra de subscriere, dar ultima au rămas 7 milioane, peste 7 milioane de acționari care nu și-au folosit niciodată acțiuni. Nu și-au folosit pentru că nici nu au știut măcar despre ce e vorba. Pe de altă parte, veniturile erau foarte mici, pe unii nici nu interesa. Toate lucrurile astea, vedeți acum, după atâția ani, arată pe de o parte și lipsa de experiență a celor care lucrau atunci, a mea și a altora, pentru că luam totul de la zero, nu știam nimic despre ce o să se întâmple. Pe de altă parte și încrederea mare pe care o aveam, că ceea ce facem este înțeles
și apreciat de toată lumea. De fapt, nu era înțeles. După care s-a scurcircuitat. S-a scurcircuitat, v-am spus, în momentul în care nu am putut să privatizăm cele două bănci care trebuiau să ruleze acestea, lucrurile s-au scurcircuitat și s-a ajuns la vânzarea, am scris mult atunci pe tema asta, la raft aproape, să vedem, nici nu știm exact dosarele de privatizare, nici până în ziua de azi nu le avem. Eu nu știu, nu am avut acces la niciunul. Ce s-a făcut, cum s-au vândut, cu ce termene, pentru că circulau fel de idei, vindem cu un dolar, vindem cu, nu mai era, țineți minte atunci, era la Ministerul Transportului, domnul Dan Matei Agaton, care vrea să privatizeze, da? Pe metode de-astea, dăm un leu, dar dăm beneficiu anul viitor. Fel de idei care circulau și care câteodată erau mai bine primite de populație decât acest proces care trebuia să meargă pas cu pas spre crearea unei piețe de capital în care România să devine o țară care poate să aibă ca instrument de dezvoltare și bursa. Eu nu sunt convins că în momentul de față bursa are vreun rol în România în dezvoltarea acestei țări. Din ce motiv? Supravegherea, cei care controlează piața de capital? O să vă spun un lucru care nu este, poate, n-ar trebui să, m-ar trebui să mă abțin. Eu n-am încredere în cei care supravegheze piața de capital. Știți pe cineva care are încredere în ei? Or fi, nu știu. Eu nu am informații, dar văd ce se întâmplă. Și văzând ce se întâmplă, îmi dau seama că n-am de ce să am încredere, pentru că lucrurile sunt vizibil, ori tolerate, ori orientate. Când iese vreun scandal, cineva din conducere publică câte un articol, de ăsta măreț, cu o teorie economică, ce bine e să ai piață de capital. Și cu asta basta, altceva nimic. Instituțiile care ar trebui să coopereze în direcția asta, în reglementarea pieței, cum este Consiliul Concurenței. Nu știu cu ce se ocupă și ce face. Adică, vedeți, a intrat într-un sistem în care funcționarea nu mai contează pentru nimeni, contează doar imaginea care și-o face cineva despre ceea ce este. Noi, în România, acum lucrăm cu imagini. Creăm imagini despre ce ar trebui să fie, despre ce faci, dar în spatele imaginilor nu e nimic. Ai asumit mini-oligarhi pe cei care au reușit să dea în procesul de privatizare, cei 76 FPS, o parte dintre ei. Pe de altă parte, cei care controlează câțiva a ceea ce reprezintă 30% din economie, SIF-uri, care sunt sub ochii supravegherii de care aminteam. Cum i-ați numit în condițiile în care 7 milioane de acționari nu le dictează managementul? Vedeți, sunt niște persoane, nu-i cunosc pe toți nici personal, dar... Este Bogdan Drăgoi la SIF-ul, nu fiul lui Dan Drăgoi... Sunt niște oportuniști, niște profitori care sub umbrela asta unui proces foarte extins și foarte greu de gestionat, cum a fost piața de capital și privatizarea, și-au urmărit niște interese, și-au urmărit niște cariere. La un moment dat, parcursul lor a devenit foarte clar, după ce s-au mulțumit cu ce au și dispărut, nu mai știu pe unde sunt, nu mai pot fi prinși ca să-i întreb ce au făcut. Gândiți-vă că sunt personaje politice importante care au fost miniștri ai transporturilor, care n-au făcut nimic, dar care și-au făcut propriile lor firme. Nu mai știe nimeni de ei ce se întâmplă. Sunt alte personaje care au reușit să se îmbogățească doar pentru că nu fumau și nu beau bere. Au făcut economii. Deci lumea asta, acelei perioade, a fost o lume foarte sălbatică. Iar cei care trebuiau ca să pună degetul pe rană n-au pus-o, pentru că convenea. E un lucru foarte clar, președinția domnului Iliescu a fost o președinție în care dânsul se temea de orice. Se temea de mini-oligarhi, se temea să nu fie cumva condamnat că este pro-rus. Se temea să nu ții pe cineva că nu se știe ce a făcut acum 10 ani. Deci toate lucrurile astea au dus așa la o situație la care populația până la urmă, urmărind statistica, a trăit mai bine. Nu datorită acestor procese neapărat.
Și trăind mai bine, nici n-am mai acordat atenție acestor lucruri. Dacă dumneavoastră întrebați azi pe cineva dacă e bine să-și pună banii deoparte prin acțiuni, o să se uite ca la... nici nu știe despre ce e vorba. Sunt mai puțin de 100.000 de investitori activi în cozile care există 8 milioane de acțiuni. Vedeți? Avem miniștri acum care sfătuiesc lumea să se pună la adăpost de criză jucând la bursă. E ca și cum ai spune, du-te, doamne, și apucă-te de scufundări în Marea Roșie și ăla săracu are 80 de ani și se vede de astfel. Nu. Procesul ăsta a fost privit într-o formă cât se poate de, am spus încă o dată, într-o formă cât se poate de, nici nu cum se spun cuvântul, că n-a fost o lozincă, s-a făcut, s-a muncit, avem bursă, avem acțiuni, dar nu cât trebuia și nu cum trebuia. Populația nu este inclusă în acest proces. Și totuși populația activă, dormantă, nedormantă, ajunge să plătească din averea unui singur SIF 1 milion de euro pe an, bani al unui președinte de SIF. Cum vă sună în 2022 această sumă? 1 milion de euro. Orice comentarii de prisos aici. Vedeți, noi judecăm acum veniturile în funcție de buget. Domnul ăsta câștigă 5.000 de lei pe lună, dar e bugetar. Ăla câștigă 50 de euro pe lună, dar nu e de la buget. Nu fură de la buget. E altceva, vin bani din altă parte. De unde? Din care economie? Nu tot din asta? Nu tot de la acționari? Nu tot de la acționari. Pe care țin să doarmă și nu încurajează astfel încât să rămână acolo ani întregi și milioane întregi? De unde vin bani? De unde e nepăsarea celorlalți? De unde vin bani? Nu e nepăsare. Sunt interesați și ei. Statul român este un stat care își canibalizează economia. El este interesat să aibă beneficii chiar dacă economia moare. Exemplul prețului la energie și a facturilor este evident. Ce înseamnă statul român până la urmă? Niște instituții. Cine sunt în acele instituții? Poate 1% specialiști. 99% politicieni de diferite grade și de diferite niveluri de loialitate față de șefilor politici. Și atunci ne mai punem întrebarea dacă procesele au fost bine gândite sau nu, ele au fost politizate 100%. Iar cei mai mulți, eu acum, spre exemplu, îmi dau seama că am fost manipulat. Am crezut chiar că lucrurile vor merge bine și că trebuie să facem în așa fel încât să fim o țară care să aibă tot ceea ce are capitalismul. Piață de capital, privatizare. De fapt, s-a creat un mediu în care au beneficiat cei care au considerat bugetul ca un mijloc de îmbogățire, că de acolo vin banii. Statul român alimentează bugetul pe toate căile în sacrificând populația pentru că trebuie să dea bani la cei care formează statul astăzi. În condiții de criză nu se găsesc soluții, pentru că soluția ar trebui o restructurare totală a politicii în România, ceea ce nu se va întâmpla. Și atunci le vom mulțumi că încet, încet vom trăi mai bine. Dacă astăzi dumneavoastră cumpărați un pachet de ciocolată și peste 3 zile veți cumpăra 2, să ziceți, băi, ce progres am făcut. Dar francezii nici mai mănâncă ciocolată decât bio. Deci decalajele cresc în permanență, dar de ele e nevoie. În lumea modernă e nevoie de decalaje. România nu va trebui să fie niciodată o țară mai sus de mijlocul rankului european, pentru că atunci se pierd anumite beneficii de sistemul vaselor comunicante. Ea trebuie să rămână acolo unde este și așa va rămâne dacă clasa politică va fi la fel de obedientă. Dar chiar dacă nu este, cum e în Polonia, tot acolo rămâne, pentru că ăsta e modelul de dezvoltare, până când nu se va revoluționa. În momentul de față, ceea ce se întâmplă cu invazia Ucrainei este o încercare de schimbare a modelului, dar nu pe baze economice, pe șantaj politic și militar. Deci nu, eu personal nu sper să fie mai bine în viitorii 50 de ani. Nu sper că lumea va intra în ideea aceea, aproape că nici nu știu cum se spune, galantă la un moment dat, a satului universal în care toate contradicțiile dispar și lumea trăiește într-o armonie perfectă. Nu se va întâmpla lucrul ăsta și vor câștiga cei care știu să-și folosească oportunitățile. Domnule Coșea, în urmă cu aproape 20 de ani spuneați într-o emisiune despre România stat capturat. A devenit la mod în 2021 de la nivel. Această expresie lansată de noastră în urmă cu 20 de ani. Spuneați acum că ați fost manipulat în procesul de privatizare. Cine a capturat procesul de privatizare? Cine a manipulat procesul de privatizare?
Procesul de privatizare a fost manipulat de anumite interese externe prin mini-oligarhii noștri. Deci, România a fost, de fapt, toate țările care după 2005-2007 au intrat în Europa, au fost considerate ca niște debușeuri pentru producția și capitalul occidental. Unele au rezistat, nu s-au lăsat duse cu valul. România nu a rezistat. Deci, fără ca să invinuim pe nimeni, nu sunt partizanul exploatării capitaliste, a colonialismului sau nu știu mai ce. Dar extinderea capitalului spre zone unde valorificarea e mai bună este un lucru normal într-o piață. Și aici există o concurență. Dacă poți să fii concurențional, competițional, atunci te descurci. Dacă nu, nu. Deci e normal că s-a eliberat piața românească de tot ceea ce înseamnă distribuție ca să vină marile companii, lanțurile de distribuție. Ele și-au căutat lucrul ăsta. E normal ca să nu mai ai fabrici de tractoare când existau stocuri imense de tractoare la fabricile din Germania și din Olanda. Deci, dacă nu ai propria ta reacție la asta, așa mergi. Bun, dar vedem, asta era o acumulare primitivă de capital, interesele mini-oligarhii de atunci, dar vedem că, spre exemplu, doctor Clasifoi, în 2017 condamnați șef ai SIF-urilor pentru devalizarea averii celor 7 milioane de acționari. Condamnați, cu suspendare. 2020-2021 vedem aceleași lucruri. Ce da. Învățăm? Învățăm, dacă e să învățăm, dar nu învățăm, că nu schimbăm regulile jocului. Schimbăm doar cei care joacă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cășa, pentru plăcere.